Hai, hai aici, că e plăcut și e liniște. Dar ce, dar de ce ai vrut tu să venim aici? Nu știu. Hmm? De ce ai vrut tu? De ce m-ai adus tu aici? O să vezi. Serios? E o surpriză? Da. Da? Bine. Ok. Vrei să vezi ce surpriză? Păi hai să... Hai să comandăm întâi, nu? Nu vrei să comandăm? Mama? Ce-s ăsta? Nu cred! Nu cred! Vrei să jucăm? Am, n-am? Da. Mamă... Păi și... Care-i miza? Facem ziua lui da. Dacă spui mulți de am, da, eu câștig. Dacă eu spun mulți de am, tu câștigi. Ok. Și eu răspund la toate chestiile cu da. Ok, ok. Bine. Bine. Dar hai să vă comandăm așa, să-mi fac curaj pentru provocarea asta. Da. Să joc cu tine? Aoleo, dacă te o să afli... Aha. Nu vreau să zic. Da, nu vrei? Nu vreau. Ești pregătită pe atunci pentru întrebările mele? Da. Ca așa te întreb și eu? Da, 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 sunt. Nu știi în ce ai intrat. Tu nu știi în ce te bagi. Mamă, abia aștept. Nu știi în ce te bagi. Bine. Ia uite, a venit. Bună ziua. Bună ziua, bună ziua, bine v-am găsit. Paul, sunt Paul, eu sunt Paula. Ea e Carla. Carla crește și tot începe să se țină de șotii. Și îmi face tot felul de surprize și mă supune la tot felul de provocări. Mie îmi plac jocurile astea, pentru că sunt niște jocuri de cunoaștere. Și cumva din discuțiile astea și din joacă poți ajunge să te cunoști și să ai o comunicare foarte frumoasă între mamă și fiică. Deci eu iau una de asta, da? Da. Ca să-ți răspund și... Încep eu sau încep tu? Nici nu mai contează. La ce întrebări începe vreau tu. Eu să-ți spun începe tu, hai. Și câte lucruri vreau să aflu de la hai, tine. Începe tu. Ha. Haide. Încep eu? Da. Am n-am chiulit de la vreo oră. Da, ai chiulit? Dar n-am chiulit o oră întreagă, am chiulit un sfert de oră din oră. Sau jumătate de oră maxim. Cum adică un sfert de oră? Păi ori am întârziat, ori era o oră de asta mai slabă. Definește ora slabă, toate orele sunt puternice. Religie, muzică, mă rog, la muzică am întârziat, dar la religie mai plecam așa. Ai plecat de la religie? Da, dar mă întorceam, plecam, mă întorceam. Asta în clasa 7-a. A, adică s-a prescris. Dar se pune. Dacă e în clasa 7-a sau cum. Am. Da. Hai, continuă. Tu. O întrebare. Întrebările pe care le-am făcut eu au fost într-un fel bazate pe fapte care eu credeam că s-au întâmplat. Și de care ori nu știam, ori, mă rog, voiam să aflu un răspuns mai clar. N-am mințit că nu am bani ca să nu cumperi, ca să nu-mi cumperi ceva. Dacă am mințit eu că nu am bani ca să... Ca să nu-mi cumperi ceva. Ca să nu-ți cumpăr ție ceva? E, da. Hai. Nu știu. Am. În principiu, da. Nu, dar nu te-am mințit. Ba, da. Nu era o prioritate, Carla. Asta am zis mereu. Cumpărătura aia nu era o prioritate. Adică încă te rog să mă cumpăr. Ai 10-15 perechi de Adidas, a 16-a. Nu a 17-a. E necesară, a 17-a. E necesară. Nu e necesară. Ba. Nu e. Este foarte necesară. Deci papa n-am aruncat mâncarea și am mințit că am mâncat. N-am. Nu cred. Niciodată. Niciodată. Nu? Ok. Bine. Ok. N-am fost în vacanță fără ca eu să știu. N-am fost... Da, bine. Dacă am fost în vreo vacanță fără ca tu să știi? Da. De fapt știu și eu. Am fost. Am aflat. Ai aflat după aia? Da. Îmi pare rău, mami, dar... Ok, pentru asta îmi cuperi pe care ai dat și continuă. Nu puteam să te iau în contextul ăla și pe tine, că n-aveai tu ce căuta acolo, că... Da, era o vacanță privată. Da, m-am deranjat că a fost plecată în vacanță fără să-mi spună, că aș fi vrut și eu să vin, normal. Dar, acum
Asta. Se revanșează. Am, n-am mințit legat de note. N-am? Nu cred. Nu mai mințit de nicio notă așa pe care ți-o pune pe caiet și după aia ți-o repari tu în timp? Că știu că după aia te văd că imediat înveți ca să mai iei câte un punct în plus. Nu, dar la notele le știai. Le știam? Da. Am, n-am mințit. Eu am mințit odată pe bunii. Eu recunosc că am mințit odată pe bunii. Eram în clasele 5-8. Ma. Și am luat un 2. Un 2. Deci a fost crunt. Am luat nota 2, dar nici nu mai știu la ce. Și atunci am mințit-o pe bunii că nu, că mai aveam un coleg pe care îl chema tot Chirilă. Și am mințit că era nota nota ăluia și a trecut-o la mine. Mamă, da. Dar bunii știe că ai mințit-o? Nu. O să afle. O să afle acum că am mințit-o legat de nota aia. Chiar nu. Vai, ce frică mi-a fost. Vai, dacă am ținut minte și acum. Da, de chiulit ai chiulit vreodată? De la școală? Da, de la oră sau de la școală total? Am chiulit. De la două ore? Am chiulit. Nu mai știu de la câte okay, ore. Ok, deci dacă eu fac asta, tu nu ai drept. Dar am chiulit în liceu. Era mai mare. Vezi că intru și eu în liceu în curând. Era mai mare. Am chiulit în... Nu, stai că nu, că e justificat. Stai așa, că e justificat. Pentru că eu am fost... Mai bine absență decât un patru. Eram la un moment dat șefa clasei și... Ți-ai permis. Nu mi-am permis, m-au rugat colegii să nu-i dai îngăt și să chiulești tu cu ei. Să chiulesc împreună cu ei, să-i învoiesc. Și ai acceptat. Și am acceptat. Da, am de gând să folosesc chestia asta cu și ea chiulit de la ore. Să le folosesc uneori, dar depinde unele situații, ca să mă scot pe mine sau să-i dau un exemplu. Că și ea a făcut chestia asta la vârsta mea și că, mă rog, nu că eu de ce n-aș face-o, dar... Nu ar trebui să se supere pe mine dacă aș face chestia asta. Și ok, deci dacă eu fac asta... Mă doare burta și că... Dacă eu fac asta, tu nu ai dreptul să te iei de mine. Ba da. Ba nu. La mine s-a prescris. Dacă o fac la o oră de asta, de exemplu, tu cum ai prefera? Uite, te întreb așa, off topic. Să iei o notă proastă sau să iei o absență? O absență. Vezi? Nu! Vezi? Vezi? Uneori, na, ca să nu iei o notă proastă, dacă ai de ales între astea două opțiuni, deși există a treia, să înveți ca să nu ai o notă proastă, dar dacă ar fi de ales între astea două, la ca nivel de joacă, de întrebare, de amuzament, aș alege absența, evident. Adică, dacă tu simți că... Te ascultă câte ceva. Dacă, de exemplu, ai învățat și nu vrei să te asculte în ziua aia, nu crezi, dar dacă... De exemplu, spune cineva că, bă, vine doamna, ne ascultă. La ora de asta din franceză, alte. La ora grea. La ora... Pentru tine. Grea pentru mine, da. Nu mate română. La partea mai simplă, așa, franceză, engleză, nu știu. Nu știi la franceză? Nu. Adică știu, dar nu din... Uh-huh. De fapt, nu știu. Mă rog. Deci îmi permit să fac chestia asta. Da? Bine, super. Nu, continuăm. Nu, în clasele 5-8, nu. Nu. Nu e permisă nicio absență. Continuăm. Nu, la liceu... Ai încercat să fie o mamă serioasă în momentul ăsta, nu ți-a ieșit. Hai să continuăm. Nu mi-a picat foarte bine când am aflat că a chiulit câte puțin de la școală. Nu există câte puțin și, în principiu, lucrurile astea n-ar trebui să se întâmple. Deci o să mai discutăm treptat, ca ea să înțeleagă că nu e un lucru foarte bun să chiulești. Yeah. Oh.